Să rămână, eu am Deneș, ministru apelor și pădurilor. Mă bucur să văd oameni adevărați așa ca dumneavoastră, că administrează comune atât de frumoase. Domnul Vâsul, dacă vreau să spun un cuvânt, ceva pregătit aici, în acest liceu, împreună cu domnul președinte, cunoscând implicarea dumneavoastră extraordinară în partea de conștientizare și educație forestieră, ne-am gândit să vă facem, să vă provocăm emoții astăzi și, dacă se poate, foarte multă bucurie, prin participarea dumneavoastră la câteva minute, într-o bancă, împreună cu elevii clasei a șasea, mi se pare, a șaptea, la prezentarea manualului pe care îl țineți în mână cu atâta drag. Și chiar dacă astăzi nu tăiem panglica și nu facem excepție la un mare obiectiv, o să faceți mai târziu, este deosebit de important faptul că noi sădim în inimile acestor tineri o sămânță a iubirii de pădure și de mediu, și să nu uităm, poate vor îmbrățișa mai târziu meseria noastră frumoasă de silvicultori. Sunt nerăbdător să mă reașez împreună cu președintele Consiliului Județean în bancă, probabil și domn președinte, și să ascultăm predarea primei lecții din acest manual. Până la lecție, vă invit să facem un tur rapid și să vă spunem că Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau are o colaborare foarte fructuoasă încă de la începutul constituirii Parcului Natural Bunător Neamț. Liceul Tehnologic are și prima gardă de mediu a copiilor din județ, care este autorizată de Consiliul Local al Primăriei Bunător Neamț, patrula ecologică. Și consider eu că suntem binecuvântați din două motive, din mai multe, dar două sunt foarte importante. Unu, pe teritoriul comunei noastre sunt peste 50 de lăcașe de cult, petre, 54 mai exact, și pentru că avem sediul administrației Parcului Natural Bunător Neamț aici, pe teritoriul comunei, unde noi ne desfășurăm foarte multe lecții, și nu numai lecții de ecologie, tradiționale din Carmen Seculari, da. Am finalizat proiectul de Consiliul Județean, lucrări realizate de copiii noștri, proiecte cu Parcul Natural de Biciclete, suntem deținători a 13 biciclete printr-un proiect al Parcului Natural Fondul Global al Mediului, aspecte din activitățile. Câți elevi aveți? Câți elevi avem? 660. Numai cu cele două structuri. Mai cu două structuri, am avut două și au fost reluate de ultimul. Acolo în față. Acolo în față avem eu, da. Da, ca să aveți vizibilitate și asupra copiilor. Bună ziua, copii, bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, copii? Copii, bună ziua! Ce clasă sunteți, voi? A șaptea. A șaptea? Bună ziua! Bună ziua! Oficialii de astăzi, pentru profesori, pentru toată lumea, vă spunem că Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, plecând de la cerința societății, la nevoia de a ști ce-i cu pădurea, cum crește, cum este conservată, pentru că este cerință reală a societății românești și mondiale, de ce nu, la rolul pădurii în viața de zi cu zi a oamenilor, dar și a biosferei, dezvoltăm programe de formare de cunoștință, la cunoștința tinerilor, a cetățenilor, a rolului și importanței pădurii. Desigur, aceste programe sunt diversificate prin nivele de competențe. Ne lăsăm preșcolarilor, ciclului gimnazial și așa mai departe. Astăzi, aici, la dumneavoastră, colegii mei de la Bunător Neamț și de la Direcția Silvică Vârf, de la Direcția Silvică Neamț, prezintă, împreună cu cadrele didactice, probabil o lecție. Pentru mine este o bucurie acest lucru. O bucurie a fost când colegii de la Neamț mi-au adus această carte, această carte pe care am prezentat-o de Ziua Internațională a Pădurilor și vreau să vă spun un loc sacru pentru noi, Biblioteca Academiei Române. Și, da, poate simbolic ceva în sensul acesta, această carte există la toate autoritățile române, însuși la ministrul care astăzi îndeplinește autoritatea publică pentru educație în România și să sperăm că vom reuși să o băgăm
în curicula școlară dumneavoastră pentru a putea o studia și învăța. De asemenea, pentru mine a fost o bucurie să văd că la Neamț, într-o simulare de evaluare pentru clasa 8-a, o parte din aceste lecții au fost prinse acolo, ceea ce înseamnă că voi ați acceptat această carte, că vă place și că își produce un efect favorabil. E o bucurie pentru mine. Mulțumesc colegilor care au făcut această carte. Vreau să fiu un exemplu pentru toată țara și sperăm să o ducem la capăt, așa cum am reușit la voi, unde se pare că reușita și succesul e deplin. Vă mulțumesc. Acum ei sunt la lecția a doua, de asta sunt și semințele. Lecția care se referă la semințe. Activitatea a fost începută conform radului școlar. Regenerarea pădurii. Regenerarea pădurii este capacitatea arborilor existenți de a produce semințe sau de a lăstări. Ce s-ar întâmpla dacă arborii nu ar mai produce semințe? Ar fi poate același lucru ca și oamenii. Dacă nu ar mai fi copii, într-un viitor ar dispărea pădurea cu tot. De unde provin semințele forestiere? Sunt din două locuri, adică din două surse. În prima sursă ar fi rezervațiile de semințe, care sunt parcele special constituite pe raza fiecărui ocol silvic, prin care sunt arbori cei mai valoroși, de unde sunt colectate semințele de șurcări. De asemenea, semințele forestiere pot proveni din unele plantaje, care sunt plantații special constituite pentru a produce semințe. Astea, plantajele nu se realizează pentru a produce lemn sau pentru altceva. Am văzut de unde provin semințele, acum cum se recoltează. Și în momentul când se recoltează. Recoltarea, în general, se face în faza de coatere sau cu puțin timp înainte, pentru a nu se deteriora. Aici este o imagine cu colectarea unor conuri dintr-un brad. După recoltare are loc, următoarea fază este procesarea fructelor, a conurilor și condiționarea semințelor. Asta, cu procesarea la conuri, de exemplu, se usucă, asta cum se are loc fază de uscare, care se realizează în cadrul unor uscătorii. În cadrul direcției silvice Neamț, prima uscătorie datează din anul 1894, care este funcțională și astăzi. La fructele suculente, sau cărnoase, cum ar fi mărul, părul, cătina, măcieșul, procesarea are imediat după colectare, întrucât poate interveni fenomenul de fermentare. Condiționarea semințelor reprezintă una sau mai multe operații prin care acestea devin apte pentru semănat sau păstrat. Prin asta, semințele, de exemplu, semințele de rășinoase se dezaripează și se sortează după mărime și formă. Următoarea etapă ar fi păstrarea și pregătirea semințelor. De ce este nevoie pentru păstrarea semințelor? Ne poate spune cineva? Cum scrie, păstrarea semințelor pe perioadă îndelungată de timp este necesară deoarece nu toate speciile fructifică anual. De exemplu, sunt specii prin care, cum ar fi fagul, stejarul, care fructifică odată la 4, 6, 10 ani. Dar sunt și, bineînțeles, că între aceste fructificații denumite abundente, mai există și unele fructificații numite stropieli, care au o intensitate mult mai scăzută. După păstrarea semințelor, are loc ca și activitate pregătirea semințelor pentru semănare, care se face aplicând unele tratamente care au scop final stimularea mucoții. Am mers destul de repede, nu știu dacă v-a rămas în minte ce sunt gimnospermele sau cine... Da, spune. Gimnospermele sunt fate care nu se numesc. Și poți da unele exemple? Conifere, da. Conifere sunt cele mai destumite de la voi, dar unele exemple de conifere. Da. Da. Larghe, spin. Avem pe masă unele exemple de semințe.
niște semințe de far, parte de munte. Spuneți-mi, domnule copii, unde fac formă? Cum cresc formele? La floricita aceea mică, unde sunt sămânța adăpostită la baza solului? Cum e ea o mică aripioară care o ajută la împrăștiere? Da, domnule copii, ele sunt în interiorul... Chiar la baza, domnule, în interiorul corpului. Crește sămânța, are o aripioară pe care o ajută la diseminare. Diseminarea înseamnă că atunci când se eliberează corpul, cade liberă și cu ajutorul frunzei zboară... Zboară sol. Poate pe ură, așa să văd. Poate poate fi de râs. 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 Am văzut ce mod ingenios de a se disemina. Asta în termenul de a se împrăștia. Dacă ar fi fost în Rogiulea și ar fi trăzut pe loc, ce s-ar fi întâmplat? Adică am văzut, nu știu, braț sau molit numai într-un singur loc. Dacă vânt, o să încurenți în pădure, sămânța pleacă mai departe. Și mai toți aveți pagici, pășuri și ați văzut că în buza pădurii, alături apare regenerare, dacă oamenii nu intervin să găsească, tot timpul apare. Poliți, prăduți, pădurea încearcă să se extinde. Și atunci, din gospodare și taie. Au grijă, nu? Și eu m-am greșit foarte mult când am spus despre elicopter și despre ciclul aripii rotative. Pentru că efectiv asta este, da? Așa se întâmplă, da? Acum am zis, Nator a fost înaintea noastră. Ați văzut că semințele sunt totuși destul de fragile, nu? Unele erau doar sămânțe, altele nu aveau și aripioarea. Dar asta este, pe noi, pe semnificul, ne interesează să mulțească nici mai puțin aripioarea. Și asta este procesul prin care sămânța trece și este condiționată. Ajunge să poate fi folosită în pepinieri. Dar pepinierile sunt deja o altă lecție, am senzația, da, și da, fugim de prima centrală. Este un început, este un început de drum. Și ea va continua. Și începutul, mă rog, partea teoretică este că orice parte teoretică, practica ne dovoară. Partea frumoasă va fi la partea practică. Atunci când vor veni la parc, când vor vedea conurile pe arcuri, când vor vedea regenerare, când vor vedea parte, când vor putea pune mâna, când vor putea mirosi. Așa, lucrurile abstracte, mă rog, zboară. Cel mult, cred că au rămas un pic pe gânduri, că știați că la clasa 8-a la limba română s-a dat a doua temă, știați. Deci știați toți? Văd că cei doi știau, restul nu prea știau. Învață toți. Și atunci e bine, măcar de asta, nu o să mai fie, anul viitor sigur nu o să mai fie din mama asta. De asta nu îndemn la lectură, nu? Dacă aveți o carte în față, luați și citiți, pentru că nu se știe. Cine s-ar fi gândit că din manualul ăsta o să apară un text pe care domnul copii a trebuit să spună, să vorbească, să discute despre el. Și iarăși, o să vedeți ca pe un fel de ghid, nu? Dacă vă gândiți ceva în analiză de cultură, despre vânat, despre ghid, despre... O să găsiți despre ciuperci, o să găsiți explicațiile primare, le găsiți aici. Și dacă ați avut, nu știu, curiozitatea să vedeți partea aceasta de tablă de materie, nu? Nu întâmplător este așa. Pentru că puteți începe în oricare de incidurist. Deci nu este o vorbă, nu doi pe față. Vă place, nu știu, vă plac speciile de faună, deschideți la speciile de faună, citiți și acolo veți găsi legături cu lecțiile anterioare și cu lecțiile care urmează. Și tot trebuie să mergem pe pași, cum se cheamă, regizi. Întâmplător, acum a fost lecția cu sămânța, că așa, poate așa trebuie început. Dar dacă aveți curiozitate, vă puteți uita, deschide și mai departe să vă îmbogățiți și sub bagajul de cunoștință. Mulțumesc frumos, Ed. Poate că un început de drum. Astăzi aveți în fața dumneavoastră este de simbol. Până la urmă, și eu, și domnul Cintar Consiliul Județean, și mea, și domnul ministru, am plecat ca voi, de la țară, între copii mulți, pe aceste bărci. Vreau pe domnul ministru, ministrul apelor și pădurilor, sub autoritatea căruia noi desfășurăm activitatea și care ne susține în acest demers de conștientizare a experiențelor din pădure pentru a reuși spre dumneavoastră, să ne spună cuvântul domnului Sar. Mulțumesc frumos. Sigur, domnul director general m-a prezentat pentru că sunt dintre tineri pe care eu îi respect foarte mult, pentru că voi sunteți practic viitorul
aceste țări, cei care de mâine, de poi mâine, veți prelua ștacheta de la noi. Așa cum v-am prezentat, cum vă spuneam, sunt ministrul apelor și pădurilor, mă cheamă Ion Deneș, sunt de peste munți, din Ardeal, din Biserica Sărut. În dreapta mea îl aveți pe directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Opsilva, domnul Gheorghe Mihailescu, o regie care administrează jumătate, practic, din suprafața de păduri pe care o are România. Sigur, știți și pe directorul direcției Silvice Neamț. Și în urmă cu câteva luni de zile, când am fost la acea zi deosebită, Ziua Internațională a Pădurilor, și am avut o primă discuție cu directorul general de la, cu directorul direcției Silvice de la Neamț, și mi-a prezentat această carte, mi s-a părut un proiect extraordinar. Prin pădurile Neamțului. Mi s-a părut un proiect extraordinar pentru că vreau să vă spun că și eu, când eram de vârsta voastră și făceam așa o trecere lunară peste timp și mă gândeam că în 1981 eram în bănci ca voi, în clasa 7-a, învățam la o școală generală în orașul care m-a format ca și personalitate, ca om. Și mi-aduceam aminte cu cât curiozitate ascultam profesorii. Într-o anumită perioadă din viața mea am fost și cadru didactic, din 1993-97. Și, sigur, la un liceu. Și mi-aduc aminte și din postura de cadru didactic și cea de elev, cât de interesante lucruri am aflat când eram în școală. Și pentru că meseria și activitatea pe care o fac silvicultorii este o meserie care e mai puțin cunoscută publicului larg, consider că e un proiect extraordinar. Și vreau să vă spun că această carte, acest manual a fost editat în 1000 de exemplare. 1100 de exemplare. Și acum am mai scos încă 500, dar pe 10. Da. Care, practic, au fost distribuite în județul Neamț. Dar noi, pe baza acestui proiect, încercăm să îl aducem, acest proiect, ca proiect național și o să scriem prin pădurile României. Pentru că publicul larg, elevii, trebuie să știe că în România 28% din suprafața țării acoperite de păduri. Și aceste păduri sunt, dacă doriți, una dintre cele mai mari avuții pe care o are România. Multe țări de pe acest glob doar îndrăznesc să viseze, cum ar fi dacă în țările lor ar avea păduri. Când eram copil ca voi, lângă mine aveam 10 hectare, cred că, de pădure. Erau parte din această pădure stejar. Și așa cum pe acea vreme, noi copiii din acele timpuri nu aveam calculatoare ca voi, nu aveam Facebook, nu aveam Twitter, Instagram. Și sigur, trebuia să ne disipăm și noi energia undeva. Și mergeam în natură. Mergeam în natură, ne uitam cum crește de frumos pădurea, ghinzile. Nu știam pe vremea aceea că se numește maternitate de, știu eu, stejar. Vedeam ghinzi căzute pe jos. Și atunci am realizat că, de fapt, pădurea e ca o familie. E ca o familie în care, dacă într-o familie nu sunt copii ca voi, generația tânără, dispare. Așa e și o pădure. Vedem semințișul ăla mic care, știu eu, crește dintr-o ghindă, dintr-o sămânță, și crește, crește încet. Că asta e pădurea. Pădurea crește încet. Și până când ajunge să vedem arborii aia frumoși, trec 70-80 de ani, 100 de ani, până ajungem la cei coturi.
Din fericire pentru noi, pentru noi românii, vreau să vă spun că prin grija înaintașilor noștri, nu mai avem astfel de păduri seculare. Ieri, de exemplu, am fost împreună cu echipa la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Și acolo ne-am întâlnit cu o grupă de studenți silvicultori, la care le-am făcut o ofertă pentru a rămâne în cadrul meseriei pe care și școlii și specialității pe care au învățat-o. Și, de fapt, scopul acestei întâlniri a noastră este ca să vă facem pe voi să vă îndrăgostiți de păduri. Pentru că pădurea, de fapt, este un organism viu. Trăiește. Trăiește, sigur, într-un alt spațiu, într-o altă, să zicem așa, dimensiune decât trăim noi, dar este exact, cum vă spuneam, ca o familie. Și noi avem în România 29.000 de hectare de pădure pe care noi numim pădure virgină, quasi virgină, adică pădure care omul n-a intervenit acolo. Sigur, s-a plimbat, normal că trebuie să ne plimbăm și să vedem cât de frumoasă pădurea, dar acolo bunicii cresc cu copii, cresc cu nepoți și toți împreună au o comunitate ca în familie, în care, sigur, în momentul în care bunicii, la o anumită vârstă, nu mai pot să trăiască, pentru că și arborii au o anumită durată de viață, se așează într-o parte, în covoiaz de an, și dau viața altor. Asta este interesant. O pădure niciodată nu moare, ci din moartea unei arbore se naște generația tânără. Și noi încercăm, prin aceste promovări, să vă spunem că această meserie de silvicultor este una extraordinar de frumoasă. Să ai grijă de pădurea țării tale. De fapt, este ceva ce nu pot să vă explice specialiștii aceștia. Pentru că ei sunt tehnici. Dar dacă ați putea să intrați în sufletul lor, veți vedea oameni care noaptea, noaptea, și au întâlnit aceste situații, nu dorm, pentru că cu o zi înainte au făcut o plantare de pădure și poate seara, nu știu, a venit o ploaie mare și zice, ce s-a întâmplat cu pădurea aia care am plantat-o? De aceea, dragi copii, trebuie să creșteți frumos, să iubiți ceea ce are această țară, pentru că chiar aveți ce iubi. Și peste ani, când unii dintre noi o să vă întâlniți, să veniți să ne spuneți. Meseria pe care mi-am ales-o, am decis-o în ora care mi s-a predat în școală de către specialiștii din silvicultură. Succes, dragi copii, în tot ce ați face. Doamna primar, în primul rând, eu mă bucur că aveți o asemenea școală. Pe mine m-ați impresionat de multiple dumneavoastră proiecte. Și o dovadă că acolo unde oamenii vor și se implică, se poate. Sunteți o zonă minunată. Aveți aici lângă dumneavoastră un exemplu de practică de excepție. Țara Zimbrului este singurul loc în România unde am reușit să creștem Zimbrul, să-l aclimatizăm și astăzi să trăiască în liber. Practic ne-am pierdut această populație ca urmare a evoluției societății, dar iată că știm și reușim să corectăm anumite greșeli în timp, pentru că, până la urmă, viața merge mai departe, așa cum spunea și domnul ministru, și dacă am greșit undeva, e bine să știm să și corectăm. Până la urmă, chintesența vieții, asta contează. Eu vă felicit. Mă bucur că sunt astăzi împreună cu domnul ministru în școala dumneavoastră, în școala comunității dumneavoastră. Proiectele pe care le-am auzit de la doamna director mi s-au părut impresionante și mă bucur că aveți un exemplu de colaborare. Aproape, cred că 80-90% din proiectele pe care le-ați promovat ne-ați spus că sunt cei de la Bunător Neamț. Mi-aș dori ca toată țara să spun asemenea de exemplu de bună practică și vă mulțumesc. Da, dați-mi voie să vă spun și eu bine ați venit la Bunător Neamț, domnul ministru, domnul director general. Ne bucurăm pentru că astăzi ați trăit emoția unei ore de curs, da?
în această sală frumoasă la liceul nostru, o temă cu semnificație, aș spune eu, pentru că a fost prezentată în cea de-a doua lecție, sămânța din pădurile noastre, dar sămânță care, dacă ne ducem în istorie și nu de în religie, depinde și pe ce teren ajunge. Noi ne dorim ca sămânța să pice pe un teren rodnic, iar la Cultor Neamț Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zonă foarte frumoasă, cu peisaje frumoase, cu copii frumoși, cu oameni frumoși și cu dragostea celor care trăiesc pe aceste locuri de a păstra și de a transmite generațiilor următoare frumusețea acestor locuri. Eu mulțumesc pe fiecare dată când am ocazia și de această dată domnilor de la Consilva, domnului director de la Piatra Neamț, domnului director de la noi, care împreună am încercat să formăm așa un grup de lucru și să avem proiecțiile care să fie pentru copiii noștri așa un imbold de a alege ca perspectivă această meserie foarte frumoasă, cred eu, aceea de inginer Silviu. Este o meserie pe care o și trăiești, deci este o viață foarte frumoasă a timpului naturii și nu în ultimul rând, cred eu, și o meserie frumoasă. Toată lumea în ziua de astăzi asta să fie, să aibă din ce trăim în trai de ce. Noi îi vă mulțumim și, dragi copii, cred că ați transmis din emoția dumneavoastră și domnilor noștri invitați astăzi, dar următor, vă dorim succes și Doamne ajută să fie totul bine ca perspectivă pentru dumneavoastră, iar pentru noi, să vă putem ajuta tot ce aveți voi nevoie, să vă simțiți bine la școală și să învățați pentru a fost. Eu vă mulțumesc. Să spun un lucru. Eu cu Sebastian de Trăim am fost colegi de an. Cu Doru cred că am fost mai mare un an. Deci iată că promoția noastră care am prins acest hotar de epoci politici, de epoci care au schimbat această țară, putem să spunem acum că aducem o valoare și o dăm spre acești copii. Mulțumesc. O vreau, doamna director, să ne spună ce simte domnia sa când vede astăzi în acest loc un ministru al apelor și pădurilor, un director general de Regiunea Națională a Pădurilor care provine de tot așa, cred că stătea în banca a doua de obicei la școală, să mai stătea și prin banca întâi, și colegi de-ai mei care am fost acolo și astăzi suntem aici. Și voi, în câțiva timp, veți fi aici. Aveți încredere în acest lucru și puneți-vă acest vis. Vă mulțumesc! Celul nostru ne-a onorat. Ce pot să spun? Simt exact același lucru ca și elevii noștri. Sunt copleșită de prezența dumneavoastră. Ei sunt atât de copleșiți încât și emoționați încât s-au blocat. Este mare, mare pentru noi. Este un exemplu pentru a transmite copiilor noștri dorința de a realiza și a prelua ceea ce fac domnii ingineri de la Parcul Natural, de la Direcția Silvică, pionerat. De fapt, pe teritoriul comunii noastre s-a făcut pionerat. Cu zimbru, cu aceste manuale, noi nu suntem la prima colaborare privința opționalelor. Mai avem un alt CDŠ, cu zimbrului scris, tot de domnii ingineri de la Parcul Natural. Am citit manualul și aș vrea să spun doar că a fost foarte impresionată de cunoștințele programelor școlare pe baza cărora s-a realizat acest manual. A fost o muncă decisivă, cine nu știe ce înseamnă să scrie un auxiliar, dar un manual de acest calibru. Psihopedagogia copiilor de gimnaziu, pentru că trebuiau să țină seama și de dezvoltarea lor psihologică de la nivelul 5-8. Și doresc și eu promit aici că activitățile în proporție de 80% măcar vor fi făcute la sediul parcului și în pădurile noastre, pentru că de teorie și noi suntem sătui
trebuie și știm. Teoria vine pleacă. Dacă copilul nu va vedea la fața locului exact cum se procedează, va rămâne tot la sală de mama. De la cineva care nu este servicutor. Dacă vă spun eu, asta ar fi chiar un pic nu tocmai cușel. Și despre doamna directoare și domnul profesor Pitirigeanu, dumneavoastră n-au spus treaba asta, dar împlinesc frumoasa vârstă sau frumoasa vechime de 20 de ani de când lucrează cu parc. Ani de ani. 20 de ani. Domnul Pitirigeanu e de față. Împreună am făcut și celelalte manualele, sunt de fapt 3 cu care ne-am rădat, ne-am ajuns aici, dar dumneavoastră sunt cei care de 20 de ani lucrăm zi de zi. Și primul, doamnă completare, primul proiect cu finanțare externă a școlii noastre în anul 2002 a fost realizat prin consilierea Parcului Natural. Am înființat la această școală și la structura unde este domnul profesor două asociații clube ecologice finanțate de Banca Mondială, Fondul Global al Mediului, Regia Națională a Pădurilor și Parcul Natural de Natornea și de acolo, de la acel proiect, au apărut celelalte. Copilul aceeași. Întrebări din partea voastră, pentru că știu că la o lecție profesorul predă, elevii și-au notițe, termină profesorul, dacă nu și vă ascultă. Ei, de data asta vrem noi să vă ascultăm pe voi, voi să ne puneți nouă întrebări și noi să vă răspundem. Adică inversăm puțin rolurile. Voi întrebați profesorii, specialiștii, dacă aveți curiozități, nelămuriri și, sigur, prin răspunsurile pe care le obțineți, să eliminați aceste nelămuriri. Hai, cine sparge gheața? Dacă tot am vorbit despre Măcanța Pădurii, aș vrea să vă întreb ce planuri aveți pentru stoparea de șerbi. Da. Deci, uite, eu vă spuneam când am intervenit că e foarte important să cunoașteți subiectele în detaliu despre pădurile din România, pentru că sunt uneori, pe anumite domenii, diferențe între ce înseamnă percepție și ce e realitate. Unul din aceste domenii este și partea de sector forestier, de pădure. Deci, pentru faptul că după Revoluție, după Revoluție înseamnă după 1990, pentru că s-a demonetizat sau s-a diluat, dacă doriți mai precis, simțul proprietății, eu, de exemplu, când am fost copil ca voi, bunicul din partea tatei nu avea, era într-o zonă unde nu era colectiv, nu era ceapă. Și în acele vremuri n-aveai voie să fii proprietar de păduri. Da, câte o pădure de mesteacă, un hectar, două, te mai lăsa statul să fie a ta pădure. Și când am mers într-o vară cu el, în acea pădure, îmi spune bunicul, mă duc acolo, zice, trebuie să facem de pe acum lemne de foc, să avem la iarnă. Și el s-a dus, nu era specialist, nu era pădurar, nu era silvicultor. Și zice, uite, pe ăsta trebuie să-l tăiem, pe ăsta, care erau mai strâmbi, care erau trei crescuți din acea rădăcină. Și un copil curios, ca și voi, zice, dar bunicule, stai puțin. E la cât e de drept, tăiem trei de ăștia și am rezolvat problema. La care bunicul vine și îmi spune, dar zice, ție, când ajungi mare, ce pădure îți mai rămâne? Eu dacă tai pe ăia drepți, tu nu mai ai ce moșteni de la mine. Ei, lucrul ăsta, din păcate, l-au dezrădăcinat sistemul comunist până în 90. Și atunci, în momentul în care oamenii au primit pădurile care le-au avut înainte înapoi, au început niște tăieri din astea masive, masive. Ei, din momentul respectiv, și sigur, s-a creat o anumită percepție în public. Ei, din acel moment, după câțiva ani de zile, statul a realizat că noi, dacă nu gospodărim și administrăm pădurea prin niște legi foarte clare, care să ne spună cât trebuie să tăiem, ce trebuie să tăiem, care e cantitatea în fiecare an,
dispar pădurile din România și ne trezim că avem munții goi. Ca și dacă mergeți în alte țări. Și atunci, statul încetul cu încetul a început să impună restricții, reguli, prin legislație. Desigur că legislația, percepția n-a mers în tandem cu legislația. Adică percepția aia, care vă spuneam, a rămas încă în rândul populației. Rolul și scopul întâlnirilor acestea este să spunem oamenilor că la ora actuală pădurea din România, că e de stat, că e privată, este administrată conform unei legislații. Care spune așa. N-ai voie să tai din pădurile din România o cantitate mai mare decât creșterea pădurii. Adică în fiecare an pădurea crește cu o anumită suprafață și, și cu un anumit volum. Ei, tăierea pădurii, pentru că trebuie să înțelegeți următorul lucru. Pădurea este un bun al tuturor care îți produce o plusvaloare economică dacă o administrezi conform științei. Adică nu este benefic nici măcar pădurii să o lași să crească ea de capul ei fără să o administrezi și fără să faci acele servicii silvice. Rărituri, trebuie să ai grijă să crească arbori prețioși, că, de exemplu, dacă într-o pădure care crește din sămânță, așa cum ați văzut, de stejar sau de fac sau de brac, n-ai grijă să crească stejarul și facul, o invadează. Salcâmul, alunul, specii invazive, le spunem noi, care sigur că trebuie să le ai în țară, dar într-o suprafață, într-o cantitate acceptabilă. Pădurea valoroasă crește greu. Trebuie să ai grijă de ea. De asta vă spuneam că pădurea e foarte important să o administrezi și să faci acele servicii silvice de care ai nevoie. Ei, legile actuale vin și spun, n-ai voie să tai mai mult decât crește. Cu alte cuvinte, noi pe analizele care le-am făcut, și ca să știți și voi că e important, noi tăiem în medie pe an pe hectar 3,2 metri cubi pe an pe hectar, și pădurea spune că e o creștere anuală de 8 metri cubi pe an pe hectar. Și oamenii de știință ne-au spus acest lucru, de exemplu, la sfârșitul anului trecut, ne-a ieșit ciclu 2 din inventarul forestier național și ne-a spus așa, că în România avem în loc de 6,5 milioane hectare, cât am avut în urmă cu 6 ani de zile, a crescut suprafața împăduită a țării cu 400 de mii de hectare. Adică avem 6,9 milioane de hectare de suprafață împăduită în România. Și volum de masă lemnoasă a crescut în ultimii 5 ani de zile cu 133 de milioane de metri cubi. Dar încă mai avem mult, mult de lucrat pentru a schimba această percepție care, pe bună dreptate, pe o anumită perioadă, după cum vă spuneam, s-a creat în percepția publică. Astea sunt câteva elemente care am vrut să vi le spun. Eu vreau să mai completez un lucru. Pentru că sunteți la momentul formării voastre. Când se întâlnește sensul cuvintelor. Defrișare înseamnă tăierea unei suprafețe de pădure și făcut altceva de acolo, de în agricol construcție. Nu confundați recoltarea lemnului din pădure ca un produs cu o defrișare. Ultimele defrișări s-au produs în România în 1821, când bărăganul, care era la vreme spre pădure, a fost tăiat, a fost înlocuit cu un teren agricol. Ce facem noi azi în pădurile României, recoltăm un nou produs. Voi aveți în grădina voastră acasă, mere și perioada sunt plantații, nu? Când recoltați toamna, merele distruge plantația respectivă, chiar dacă mai rupeți o ramură, nu, recoltați un fruct. Să faceți diferența între nuanța de a recolta produsul unei suprafețe de fond funciar și a face o distrugere. Defrișarea înseamnă distrugere. Nu se întâmplă așa ceva. Au fost accidente și de recunoaștere. După 1990, ca urmare a repozitării de drepturi vedete, au fost accidente. Cu suprafețe întregi care au fost tăiate și părăsite de proprietari sau de alte persoane. Dar cele se numesc accidente. Și până la urmă, legislația românească a venit, a completat, noi le reîmpădurim. Am recâștigat aceste reguli. Dar vreau să plecați la școală cu conștiința curată că în România defrișări de pădure nu sunt, sunt accidente de tăieri ilegale. Defrișarea, v-am spus, înseamnă tăierea unei suprafețe și făcutea cu altceva. Toamna, când terminați cultura de porumb și recoltați porumbul de ea și le iați cocenii, înseamnă că ați defrișat suprafața aia.
Nu, mă locuiesc la coadă. Am uitat că cu ce generație vorbesc. Și mai concret, ca să vă spun, pentru voi. Deci, noi în România, conform legii, avem dreptul să exploatăm anual aproximativ 18 milioane de metri cubi pe an din pădurile din România. Dacă împărțiți 18 milioane la 22 de metri cubi, cât pot fi încărcați într-un transport, într-un autovehicul, o să constatați că acest volum de masă lemnoasă din România se transportă cu peste 700 de mii de autovehicule. Atenție! Este, cred că, una dintre puținele resurse ale țării care se transportă pe drum, pe infrastructură rutieră, nu pe cale ferată. Deci, când vedem acele autovehicule pe drum, să știți că ei, de fapt, n-ai alte posibilități să transporti masa lemnoasă numai pe drum. Dar, pentru că voi trebuie să fiți interactivi și trebuie să fiți parte a avea grijă de pădurile României, Autoritatea Publică Centrală a dezvoltat un program pe care îl puteți descărca gratuit pe telefoanele voastre mobile, numit Inspectorul Pădurii. Intrați pe telefon, găsiți Inspectorul Pădurii, o aplicație care se descarcă gratuit. În momentul în care vedeți un autovehicul, o mașină încărcată cu lemn și vreți să verificați că acea mașină are acte cu documente în regulă, e un transport de masă lemnoasă legală, luați numărul matricola mașinii, o să vedeți că în aplicație are acolo unde introduceți numărul matricola mașinii, scrieți acolo, nu știu, Neamț 33 BNV sau cum este acolo. Și acea aplicație face o investigație în programul care îl avem în București. Și pe investigația aia, pentru că ei au obligația în momentul în care pleacă cu mașina de acolo de unde încarcă, să transmită la acel program în București numărul avizului cu care e încărcată mașina și numărul matricol. Ei, prin investigația care o faceți, programul de la București vă spune pe aplicație dacă acel transport e legal sau ilegal. Dacă este ilegal, automat sunați la 112 și instituțiile statului au obligația, pentru că deja se deschide un dosar, cum ar veni, care trebuie închis obligatoriu. Automat au obligația, prin apelul vostru la 112, să oprească mașina respectivă la primul filtru și să verifice transportul respectiv. Asta vreau să vă spun că este în interesul nostru, a tuturor, să facem un întreg în a avea grijă de pădurile noastre. Hai, copii! Curaj! Avea interes pentru toți. Lăsați copiii să le lăsăm. Ai copilași. Tinere. Ai. Uite, dacă vreți, mă pun lângă voi, în bancă, ca să nu aveți emoții. Când își face el curaj, pot să adresez eu întrebare. Pentru turiști, pentru echitații, de la Dumbrava, formeți-vă cu zi încălurile la sediul aici, la parc. Cât de mult, dar numai aici, pentru că noi avem multe echilii de cai de rasă, pe care le-am găsit aproape închise, nefuncționale. Deci n-am înțeles de ce. Și da, aceste echilii cu efectivele lor vor intra într-un circuit turistic și de în sprijinul comunităților locale. Ei n-aveau instructori, nu puteau să pună copiii să călărească, pentru că trebuiau să facă niște condiții. De pentru care cât de curând acest lucru se va schimba, ei vor intra cu un program cu noi, cu patrurile, cu Rosilva, cu comunitățile locale, pentru că avem efective foarte valoroase de cai de rasă din România, un adevărat patrimoniu național, pe care trebuie să-l valorificăm la nivelul cerințelor societății. Cât de curând, nu vă pot da un termen, pentru că sunt niște proceduri administrative, dar deja am avut câteva întâlniri, au avut termene să găsească soluții și vom găsi variante ca să îndeplinim cerințele. Da. Doamna director, sunteți, dacă doriți, una dintre, sau unul dintre cetățenii acestei țări, din miile de cetățeni acestei țări, care ne-au detaliat și ne-au spus despre această problemă și pentru că noi
ținem seama și foarte important ce spun oamenii despre activitățile noastre, directorul general, încă de luni bune, am avut o discuție cu el să facem, să deschidem această bogăție pe care o avem, care înseamnă hercheliile din România, administrate de ei. Oricum, am făcut pași mari importanți în ultimul timp, energia este deschisă, este interactivă, le găsesc pe Facebook, avem multe colaborări, am coborât în Agora, suntem cu dumneavoastră la clasă, am fost peste tot. Este o altă abordare deschisă. De exemplu, spunea doamna director ceva, teorie, teorie, a, practic. Și practică. Am și practică, nu rămâne. Da. Am spus să mai bine activitățile care le desfășurăm împreună cu colegul meu, Bilineanu și Parcul Natural Donator Neamț. Am constatat că acești turiști de duminică, cum îi numim noi, și în urma cărora noi am adunat tone de deșeuri, ar trebui să vadă frumusețea pădurii din interior, să nu meargă să o polueze în exterior. Să meargă să ia aer curat și să înțeleagă și piste, și circuite, și să știți că noi am avut, în anul școlar trecut cu dumneavoastră regia parteneriat de la departamentul Papaline. Doamna director, noi, în urmă cu trei săptămâni, la Bistrița, împreună cu directorul general, într-o sâmbătă, cred că sâmbătă, va fi trei săptămâni sau, da, trei săptămâni, am avut o întâlnire și am semnat un parteneriat cu Tășuleasa Social. Este un ONG, practic, din societatea civilă, proactiv, că au făcut foarte multe acțiuni de împădurire, de voluntariat, au mii de voluntari. Și acest proiect, practic, prin acest proiect, de la Drobeta, Turnul Severin și până la Pudna, pe 950 de kilometri, fac un traseu turistic prin zona Arcului Carpatic, zonă de submontană, în care pun borne din kilometru în kilometru, fără să afecteze fondul forestier, adică pe trase existente, cluburi forestiere existente, și să aducă tocmai, să vină în întâmpinarea ceea ce spuneați dumneavoastră, turiști interesați, iubitori de natură și pentru tocmai ceea ce spuneați, o chestiune complementară la ce vă spuneam, de ce nu în aceste zone se poate face echitație, să meargă copilașii, că știu că sunt interesați, să zică, mama, tata, astăzi vrem să mergem la călărie. Și să avem astfel de posibilități și acum lucrează. Cred că, cu siguranță, în vara asta se va finaliza acest demers, ca voi, când aveți chef, când aveți timp liber, când vă plictisiți de calculator, hai să mai mergem să mai facem, să mai și călărim, să mergem să facem echitație. Bravo. Anul trecut, nu știu dintre câți dintre voi sunt informați, au citit, mă rog, au vizualizat, pentru a nu mai avea astfel de imagini care, în primul rând, nu plac privirii și, în al doilea rând, pot afecta sănătatea. Pentru că trebuie să înțelegem că aceste deșeuri, peturi, știu eu, alte deșeuri, care le aruncăm pe marginea cursurilor de apă, chiar pâraie, în momentul în care vine o apă cu un debit mare, ia aceste deșeuri din pâraie, le aduce în cursurile de apă mai mari și de acolo ajung în acumulări, în baraje. În aceste baraje, majoritatea dintre ele sunt, de fapt, niște rezerve de apă brută, care de acolo stațiile de tratare preiau această apă brută, o potabilizează și ajunge la robinet la noi. Și imaginați-vă că apa respectivă brută este în contact poate săptămâni, poate luni de zile cu astfel de deșeuri. Deci asta e din punct de vedere al sănătății. Nu mai discut din punct de vedere al imaginii, ce vedem. Așa. Noi anul trecut, și spuneați că ce măsuri și ce e de făcut. Noi anul trecut, de exemplu, că e primul palier, este educația civică a fiecăruia dintre noi. Anul trecut, de exemplu, ca să dăm un semnal în sensul ăsta,
Am venit împreună cu oamenii din apele românești din Romsilva și am făcut o acțiune de voluntariat la izvorul Muntelui, aici la dumneavoastră Neamț. Am colectat anul trecut cu Consiliul Județean Neamț și cu ceilalți colegi ai noștri 250 de tone de deșeuri de pe lacul izvorul Muntelui. Dar dacă noi nu o să înțelegem că punga aia pe care o luăm, de exemplu, și o aruncăm de pe geamul mașinii unde vine și unde nimerește, ajunge la urmă în aceste acumulări, până nu vom înțelege lucrul ăsta, nu vom vedea cursurile de apă curate. Doi. Sigur că noi, ca stat, avem măsuri legislative prin care conștientizăm prin lege că partea cu educația civică ține de convingerea noastră și conștientizăm prin lege oamenii, persoane juridice, autorități publice locale, că trebuie să facă o ecologizare, o curățire a cursurilor de apă. Noi, de exemplu, anul acesta am transmis către conducerile județene și, sigur, mai departe, către primării, ca până în 10 iunie, toate primăriile să-și ecologizeze cursurile de apă de pe raza localităților. Adică să facă acțiuni, nu știu, cu cei de la primărie, voluntariat, cu asistații sociale, nu știu, găsesc metode prin care să curețe cursurile de apă de pe raza primăriilor. Dacă nu vor face acest lucru după 10 iunie, legea spune că poți să și amendezi. Sigur că nu e scopul nostru lucrul ăsta. Adică educația civică o trebuie să o faci cu măsuri de prevenție, nu cu măsuri din astea cognitive, îți dau amendă, te-am prins, că s-ar putea unii să nu fie suficient de conștienți că trebuie să avem grijă de natură. Dar dacă nu o să avem noi grijă de natură, fiecare dintre noi, să știți că alții din afară nu o să vină să aibă grijă de natură. Noi trebuie să avem grijă de el ca să putem exact cum vă spunea și doamna director. Putem merge în pădure, să ne bucurăm de aerul curat, de, știu eu, frunzele care putrezesc pe jos, cum vă spuneam, de arbori căsuți acolo, care dau viață. Fiecare cetățean, fiecare copil, nu ar arunca gunoiul, ar fi gunoi? Da. Mai sunt întrebări? Nu? Da, așa. Și la parcul natural, domnul director, va avea grijă să transfere vidurile de la... Și aici? Miere de tei. Bun, copilași, să veniți aici să facem o poză. Panou de propagandă. Panou de prezentare. De prezentare, da. Da. Urmează să facem niște investiții la... Aici e lambriu, da. Este un reparații, întreținere, lucrurile. Un model de hrănitoare pentru plase de gard. Gardul. Da, frumos. Chiar de loc. Oamenii văd cei în arbori, în, în zona de coroane. Ceea ce se întâmplă la nivelul de sus. Ce vârstă au ăștia? Au cam la 100 de ani. La peste 200 de ani. 200 de ani. Da. 200. La axe verticale. Rășinos atacat de ipide? Da. Aveți acolo? Da. Da. No, uite, asta e important să vadă cei care sar în sus. Uite, uscat pe picior. Știți? Ăla, dacă nu-l îndepărtezi, afectează și cei verde în jur. Păi la alții. În parc n-ai voie. Ieri alaltă a venit la ora 10, nu știu, deci este pe aici pe undeva, dacă se mai audă voce, s-ar putea să... Cine a proiectat asta? Ce m-a? Și după 3-4 săptămâni am răsărit planurile, da? Cam așa arată, aceste spiricele, fira de 5-7 ace în vârf. Așa sunt și ei când se nasc. Fira, fira. Cam așa e. Clasa a doua. Și de la vânători, de la... Aveți la material alternativ sau cum faceți? Aveți în curs, în la deci ora? Noi predăm activitatea aceasta. Da, eu sunt de activitate. Da, înțeles. Aducem perioade de copii sau mergem noi în anulitățile de învățământ și predăm această activitate. Bine, noi facem foarte mult. În drumul unei pături, este foarte cunoscută, este foarte populară activitatea și încă mai prinde. Încă mai prinde drumul pădurii. Vă plac lecțiile astea, copii? Da! Încă o dată. Dar spuneți voi,
pe podul ăsta pe care am urcat eu, voi ați urcat? Da. Cine a urcat? Da, nu. Da. De sincer, nu. Da, bravo, bravo. O parte. O parte. Am deci, promis. Am promis astăzi. Cei care n-ați urcat și cei care ați urcat, trebuie să mai mergeți o dată. Să vedeți cum arată pădurea și de la înălțime. Nu numai de jos, că pe jos, pe acolo, voi vă uitați, mai vedeți câte o frunză căsută, mai vedeți cum crește câte, câte un arbore din ăsta firav, dar de sus vedeți arborii mari acolo, cum sunt cu coronamentul dezvoltat. Îi vedeți. Și mai vedeți acolo și cum există în anumite zone din pădurile din România arbori care se usucă pe picior pentru că îi atacă niște dăunători gândaci. Și mor pe picioare. Așa cum omul, dacă nu are grijă de el, poate fi atacat de tot felul de virus. E important să mergeți să vedeți cum crește o pădure, da? Să mergem astăzi cu activitate. Da. Succes în ceea ce faceți. Mulțumesc!